chestiile la nuntă, ci le-am fustiță. Elena Sterp a surprins-o pe micuța Carla într-un moment inedit. Fetița a crescut mare și este o adevărată domnișoară. Nu de alta, dar Carla ne arată cum se machiază, iar mama ei a filmat-o în timp ce a dat iama în produsele de make-up ale Elenei. Micuța Carla a ales un ruj într-o nuanță puternică spre amuzamentul mamei sale. Însă fetița se pare că se pregătea pentru un eveniment cu adevărat special. A spus că se machiază și își pune fustiță pentru a merge la nuntă, dar nu la orice nuntă, ci la nunta mătușii sale, Getuța Sterp. Dar la ce nuntă mergi? La cine? La tu și Geta. La nuntă la tu și Geta? Da. Tu, mami, tu și Geta au avut nunta. O mai face încă o dată? Da. Și ești invitată ca domnișoară de onoare? Și ce faci? Te machiezi? Așa ce-ai? Ia să văd. Asta. Aia e o pastă de dinți. Ce? Ca să te speli pe dinți. Elena a explicat fetiței că Getuța a făcut deja nuntă, însă Carla nici nu a vrut să audă ce are de spus mama ei și a zis că Getuța va face o altă nuntă unde ea va fi domnișoară de onoare. Întreg momentul a fost filmat și postat de Elena Sterp pe rețelele de socializare, iar fanii au lăsat sute de comentarii în care spuneau cât de amuzantă și de drăgălașă este micuța. Pe de altă parte, Getuța nu se pregătește de a doua nuntă, așa cum spunea micuța Carla, ci este la oi, unde ne-a arătat un miel tare simpatic și a cerut ajutorul tuturor pentru a alege un nume potrivit pentru el. Vă place de mieluța mea? Asta e mieluța mea preferată. Ia ce năsuc alb are. Oare ce nume să-i pun? Îmi dați voi vreo idee? Vă pun...